Despre București? 1. Bucureștiul este a șasea capitală ca mărime din UE. 2. Cea mai veche gară în București este Filaret. 3. Primul drum din București a fost drumul de lemn, astăzi calea victoriei. Calea victoriei era pavată cu trunchiuri de copaci. 4. Primele omnibuze cu cai au fost inaugurate în București în 1840, fiind printre primele orașe din Europa care aveau astfel de mijloace de transport. 5. Cimitirul Belu era locul preferat al hăților de căciului de blană. Stăteau cocoțați pe zid și le pescuiau din capul doamnelor cu o sfoară și un cârlic de pescuit. Apoi le vindeau în parcul tineretului. 6. Intrarea hotelului Novotel este fațada fostului Teatru Național. În timpul celui de-al doilea război mondial, mai exact în 26 august 1944, s-a urmărit de către aviația germană distrugerea Palatului Telefoanelor, bomba arăta ținta și a căzut pe Teatrul Național. 7. Denumirea veche a parcului Cismigiu era Balta, lui dura neguțătorul, dar în 1779 Alexandru Ipsilant, pentru a organiza mai bine aprovizionarea cu apa orașului, poruncește să se construiască o cismea spre ieșirea știrbei vodă de astăzi. 8. Numele străzii Lipscani provine de la orașul Leipzig din Germania, lucru ce amintește de viața comercială extrem de dinamică a Valachiei. 9. Orașul București este desemnat capitala țării românești în 1659 de către domnitorul Gheorghe Ghica. 10. Între 1798 și 1831, populația Bucureștiului se dublează. Recensământul din 1798 număra puțin peste 30.000 de locuitori, în timp ce 33 de ani mai târziu se ajunge la 60.587 locuitori. Între 1948 și 1992 populația Bucureștiului a sporit cu peste un milion de locuitori, de la 1.025.000 la 2.067.000. La ultimul recensământ, numărul de locuitori ai orașului a fost 1.929.000. 11. Peste 20 de biserici și așezăminte monahale au fost distruse, parțial sau total, în perioada comunismului dintre cele mai vechi amintim. Biserica Crângaș, 1564, Biserica Albă, Postăvari, 1568, Mănăstirea Mihai Vodă, 1591, și altele. 12. Bucureștiul este înfrățit cu 9 orașe din întreaga lume. Cele mai importante sunt Beijing, Atlanta, Budapesta sau Hanovra. 13. Palatul Telefoanelor din București a fost construit între 1929-1934 în stilul zgârie americani și a fost până în anii 70 cea mai înaltă clădire din București. 14. Unul dintre cele mai cunoscute preparate culinare românești, mititei, au fost inventați la sfârșitul secolului al 19 lea de Iordache Ionescu, proprietarul restaurantului supranumit la o idee, care se afla pe strada Covaci, Numele l-a fost dat de ziaristul, panfletarul și umoristul Nete Orășanu, care a compus lista de bucate într-un mod original, mâine numind o abugdanță, gheața, cremă de Siberia, scobitoarea, o baionetă, țuica, o idee. Cârnații mici au fost numiți mititei, atunci când, fiindcă se terminase rămațele pentru cârnați, Ionescu a folosit doar carne amestecată cu bicarbonat de sodiu, făcând cârnați mai mici și fără înveliș. Aceștia au fost un succes. Balta albă, aici se află o groapă de var unde în vremea lui Caragea se topeau cadavrele ciumaților. Când ploa, locul devenea o baltă albă. Bănea sa, nevasta banului. În cazul de față, ea era nevasta banului Dimitrie Ghica. Bercem, Francis Cracox al doilea pleacă la turci, nici el nici turcii nu se înțelegeau cu Habsburgii, iar asta îi făcea prieteni. La fel procedează și o parte din apropiații lui Racoxi mai exact o ceată de husari conduși de groful Miklos Bergsen. Nu se cunoaște dacă au stat doar ca să-și tragă sufletul lor s-a oprit de tot, cert este că, undeva la sud de București, husarii berceni au luat o pauză. Colentina, probabil e doar o legendă, asemănătoare cu legenda numelui Bucureștilor. Astfel, Colentina vine de la Colentina, cu referire la locul bălțit unde Matei Basarab i-ar fi atras pe turci într-o bătălie. O vreme s-a numit și Olintina. Cotrocem, numele îi vine de la cotroci, cei care cotrocesc. Un vechi regionalism care înseamnă cotroboi, ascotoci, ascormoni, crângaș. Etimologia este evidentă. Cândva aici era o prelungire din codrul glăsiei, un crâng. Aici trăiau normal crângașii. Dămăroia, această moșie parcelată, a aparținut boierului maria Damaris de alul Spirii, după numele doctorului Spiridon Don Cristofi, de ei se mai zicea și Spirea, care a ridicat în 1765 pe dealul lupeștilor o biserică, Spirea Veche. Dristor, vine de la Braslavtoarilor care și-au avut satul în această parte a Bucureștilor. Așezarea meșterilor tari care se numeau darstari, darsta fiind piua din piatră folosită la fabricarea postavului și din ei. Pioarii fabricau darste și pentru sutele de mori de pe cursul Gâmboviței, care timp de sute de ani au fost prezențe cotidiene, de mare relevanță economică pentru târgul bucureștilor. Drumul taberei, Tudor Vladimirescu, intrând în București pe la vest în anul 1821, își așează aici tabăra de panduri. Ferentari, paradoxal, ferentariul are cea mai rafinată origine a numelui. Vine din latină. Ferentarius, soldat din infanteria ușoară a legiunilor romane. După unele opinii, aici s-ar fi aflat câmpul de exerciții al ferentarilor din oastea lui Mihai Viteazul. Floreasca, după numele boierilor care au stăpânit locurile respective, florești. Grencea, din turcă, pe vremea fanarioților, Grencea era șeful arnauților din garda domnească. Aici s-a ridicat o biserică. Biserica era a Grencei. Julești, o proprietate boierească a juleștilor. Lipscani, din Slavă, Lipsc, Lipsco, locul cu tei. Acest loc cu tei este Leipzig, Lipsca. Negustorii veniți în București cu lucruri aduse de la târgul din Leipzig se numeau, evident, Lipscani. Militari Asterix Asterix, Asterix în secolul XIX, aici era zona de instrucție militară, probabil și o garnizoană. O vreme a funcționat aici pirotehnia armatei. Pantalimon, își ia numele după mănăstirea SF. Pantalimon. În greacă pan înseamnă tot și eleimon înseamnă milă. Pantelimon egal cu cel milostiv, întreg milostivul. Rahova, aici e simplu. Numele e relativ nou și vine de la Calea Rahovei, una dintre cele cinci arte rebotezate în secolul XIX spre aducerea mintea războiului de independență, Calea Griviței, Calea Plecnei, Calea Rahovei, Calea Victoriei și Calea Dorobanților. Sălăjan, un nume și mai nou. Nu vine de la Sălaj, ci vine de la Leon Zilag, cunoscut și sub numele de Leontin din Sălăjan. Titan își ia numele de la fabrica de ciment Titan construită la începutul secolului XX. Vitan, de la de Papa Zoglu aflăm ce e la un Vitan. În ocolul orașului, spre nord, este câmpia Vitanului, unde vitele orășenilor își aveau pășunea. Acestea au fost câteva informații despre București, abonați-vă, apreciați și distribuiți!